Bați, frații credință, vă invit să deschidem acum Scriptura în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, de unde vom citi, începând cu primul verset, câteva versete, până la versetul 5 și apoi de la cel de-al 9-lea vers până la 14. Să ascultăm această Evanghelie. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Versetul 9. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Te găsim în această seară împreună cu bucuria anticipată și trăită în sufletele noastre, bucuria întrupării Domnului nostru Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a cărui venire în lume o celebrăm și în acest an, care altfel an după an, până acum Dumnezeu ne-a dat viață, nădăjduim că ne va da și mai departe și ne vom bucura alături de mulți alții în mijlocul familiilor noastre de această binecuvântată veste, vestea că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat, a venit în lume ca să fie salvatorul omenirii. După cuvântul Sfintelor Scripturii, Domnul nostru Iisus a săvârșit pentru noi oamenii patru lucrări cu mare însemnătate pentru mântuirea neamului omenesc, pentru salvarea noastră. Prima lucrare cu mare și profundă semnificație salvatoare este întruparea sa. Iisus Hristos s-a făcut om. El a locuit printre noi plin de har și de adevăr, așa cum am găsit scris în acest cuvânt, și cuvântul, adică Iisus, s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Primul eveniment, prima lucrare salvatoare făcută de Domnul Iisus este întruparea sa. A doua lucrare, foarte însemnată și cu profundă importanță pentru neamul omenesc, este jertfa, moartea Domnului nostru Iisus pe cruce. Această jertfire a sa o sărbătorim în preajma sărbătorii Paștelor, în Vinerea Mare, în Săptămâna Patimilor, în Vinerea Mare. Subliniem că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a adus pe sine ca jertfă pentru păcatele omenirii. Din cauza jertfei sale avem iertare de păcate. A treia lucrare extrem de însemnată și de profundă, săvârșită de Domnul Iisus pentru binele nostru al oamenilor, este învierea sa dintre cei morți. După cum găsim în Scriptură, a treia zi, după ce Domnul Iisus a murit pe cruce pentru oameni, a înviat dintre cei morți. Dumnezeu Tatăl, primind jertfa sa, l-a ridicat din mormânt, i-a dat viață, l-a înviat. Iisus este viu în vecii vecilor. Învierea o sărbătorim la Paște. Ne bucurăm din toată inima să știm că Domnul Iisus este viu, nu mai moare, întruparea sa este un act unic, jertfa sa la cruce este un act unic, învierea sa este un act unic. Evenimentul al treilea, cu mare semnificație și el, este înălțarea la cer a Domnului Iisus. La 40 de zile după ce El a înviat, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus s-a înălțat la cer, iar acum stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. El este marele nostru preot, este unicul mijlocitor între Dumnezeu și noi oamenii, între Dumnezeu Tatăl și oamenii.
noi oamenii. El este Mântuitorul. El a căpătat un nume care este deasupra oricărui nume și în numele Lui Dumnezeu a hotărât să fie dată iertarea păcatelor, să fie dată mântuire. Binecuvântat să fie Domnul Iisus. Vă rog să rememorați în sufletele dumneavoastră, în mințile dumneavoastră, aceste patru mari evenimente săvârșite de Domnul Iisus. Iisus s-a întrupat, Iisus a murit pentru păcatele noastre, Iisus a înviat dintre cei morți, Iisus s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu. El este Domnul și este Mântuitorul. În atenția noastră, a lumii creștine, perioada aceasta de an din an, este întruparea, venirea în lume a Domnului Iisus. În seara aceasta vom vorbi ceva despre întrupare, anticipând cumva mesajele care se vor rosti mai departe în duminica ce va veni și în zilele care ne stau înainte. Întrebarea la care aș dori în această seară să reflectăm, cel puțin două întrebări vor fi în atenția noastră. Una ține de învățătura biblică și a doua ține de răspunsul nostru în fața învățăturii biblice. Prima întrebare este întrebarea: care este oare esența mesajului întrupării lui Iisus? Ce dorește oare să ne transmită Dumnezeu prin acest act de mare însemnătate? Care e mesajul întrupării? Și întrebarea a doua este întrebarea: cum răspunzi în acest an în fața acestui mesaj? Care e răspunsul sufletului tău? Cuvântul pe care l-am citit va reveni în atenția noastră pentru că în el regăsim esența mesajului întrupării. Apostolul Ioan, evanghelistul Ioan, mânat de Duhul Sfânt, a scris aceste cuvinte, iar în începutul cuvântului subliniază că Domnul Iisus este creatorul cerului și al pământului. El din eternitate este împreună cu Dumnezeu Tatăl, formând alături de Sfântul Duh, Dumnezeul Triunic. La începuturile creației era prezent Domnul Iisus, toate lucrurile au fost făcute prin El, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El, viața a fost făcută prin El, viața este lumina oamenilor, Iisus Hristos luminează în întuneric, întunericul n-a biruit această lumină, El este lumina cea adevărată care a venit în lume și care luminează pe orice om venind în lume. Cuvântul continuă spunând că El era în lume, însă lumea nu L-a cunoscut. Și apoi s-a întâmplat ceva cu totul extraordinar. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi toți am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Dacă ne uităm cu atenție la cuvintele pe care le-am citit în această seară, din această scriptură, mesajul întrupării Domnului Iisus comportă patru coordonate surprinse cu multă atenție în acest cuvânt. Mai întâi, așa este scris, a venit la ai săi. Capitolul 1, versetul 11. Să zăbovim asupra acestui verset din Scriptură și să ne uităm împreună la el. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Partea a doua a acestei fraze o vom avea în atenție un pic mai târziu. Dar acum să ne uităm la prima parte. La această parte, a venit la ai săi. Această declarație subliniază că Dumnezeu este accesibil. Dumnezeu este aproape. Dumnezeu se revelează. A venit. El nu e un Dumnezeu ascuns, separat de oameni, dezinteresat de oameni. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este aproape. Dumnezeu este aproape. A venit la ai săi. Trebuie să băgăm de seamă și această parte din cuvânt, la ai săi. Dumnezeu nu ne-a părăsit, chiar dacă prin păcatele noastre ne-am separat de El. Nu ne-a abandonat, chiar dacă i-am întors spatele.
Dumnezeu este accesibil, e aproape, e plin de bunăvoință, de har și de dragoste. Bunăvoința și harul lui s-au arătat la superlativ prin faptul că s-a făcut om, descoperindu-se în mijlocul nostru. Mesajul întrupării anunță că Dumnezeu este accesibil. Te poți apropia de El. Dumnezeu poate fi cunoscut. Nu pot să nu observ faptul că printre creștinii din zilele noastre au apărut oameni care declară că Dumnezeu este, recunosc existența lui Dumnezeu, dar adaugă spunând, pe Dumnezeu nu-L poate cunoaște nimeni. E prea departe de noi ca să poată fi cunoscut. E atât de departe încât nimeni nu-L poate cunoaște, nimeni nu-L poate înțelege. Această concepție e cunoscută sub numele de agnosticism. Existența lui Dumnezeu este recunoscută, dar posibilitatea cunoașterii lui Dumnezeu, a interacțiunii cu Dumnezeu, a așezării unei relații între om și Dumnezeu, e contestată. Biblia ne învață altfel. Dumnezeu este aproape. Dumnezeu poate fi cunoscut. Dumnezeu se apropie de oameni. Întruparea lui Iisus Hristos e dovada supremă că Dumnezeu poate fi cunoscut. Că poți să ai o relație cu Dumnezeu. Întruparea lui Iisus e dovada supremă că Dumnezeu se revelează. În Epistola către Evrei, în capitolul 1, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre felul în care Dumnezeu s-a revelat omenirii în cursul veacurilor. Iată ce este scris. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut veacurile. Dumnezeu se revelează, Dumnezeu este aproape, Dumnezeu poate fi cunoscut. Această afirmație că Dumnezeu este, dar nu-L poți cunoaște, n-are niciun rost, e fără niciun folos. Este drept că noi, oamenii, nu putem iniția cunoașterea lui Dumnezeu. Este drept că nu ne putem urca cu eforturile și puterile noastre până la El. E drept că păcatele noastre ne separă de El și ne țin în robia păcatului și a orbirii. Dar țineți minte, legăturile au fost rupte nu de noi, ci de El. Nu noi ne-am dus la El ca să-L cunoaștem, ci El a venit la noi ca să ni se descopere. El a inițiat revelația, El a inițiat mântuirea. Dumnezeu a hotărât să vină, să coboare în lumea noastră, trimițându-L pe Fiul Său printre noi. Prin urmare, Dumnezeu poate fi cunoscut. Dacă dumneata mărturisești că Iisus Hristos s-a întrupat, prin însă și această mărturisire afirm că Dumnezeu poate fi cunoscut. E un mare adevăr, e un adevăr revelat de Sfânta Scriptură, e un adevăr care rămâne în picioare, e un adevăr care a schimbat multe vieți ale multor oameni. Acest enunț, această afirmație, Dumnezeu e aproape, a venit, aduce în lumea noastră multă speranță. Perspectiva înnoirii, perspectiva mântuirii, a bucuriei, cum se citea la începutul slujbei din profetul Isaia, care vestea venirea în lume a lui Mesia, a lui Hristos, țara în care locuiește acum întunericul vede o mare lumină, ca apoi să ni se spună care e sensul acestei lumini, căci un copil ni s-a dat, un fiu. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, despre El este vorba, binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Așadar,
Această afirmație, Iisus a venit, a venit la ei săi, El nu ne abandonează, ne recunoaște ca fiind ai săi. De bună seamă că în contextul imediat al acestei Evanghelii, Scriptura spune că Iisus Hristos a venit la neamul evreu, s-a întrupat în sânul poporului Israel. Extizând înțelesul acestei afirmații, vom spune, Iisus Hristos a venit la neamul omenesc. Și este corectă interpretarea. A venit pentru noi, pentru toți. Și ne recunoaște ca fiind ai săi. Întruparea lui Iisus recuperează demnitatea pierdută de noi prin păcat. Dacă jertfa lui Iisus ne aduce iertare de păcate și învierea sa ne aduce viața cea nouă, înălțarea sa la cer creează posibilitatea trimiterii Sfântului Duh peste sufletele noastre, înnoirea acestor suflete prin miracolul nașterii din nou, totul însă începe de la întrupare. Întruparea lui Iisus Hristos redă oamenilor demnitatea pierdută și speranța pierdută. Iisus s-a făcut om. Faptul că Iisus Hristos a făcut om ne determină pe noi oamenii să ne uităm cu mare respect la semenii noștri. Iisus a făcut om. Întruparea lui redă ființei umane demnitatea pe care a pierdut-o prin păcat. Indiferent de degradarea în care s-ar găsi o ființă umană, cât ar fi de îndepărtat de Dumnezeu, cât ar fi de schimonosită ființa aceea de degradare a moralității, totuși, persoana aceea merită să fie respectată. Iubită, ajutată, ridicată, salvată. Temeiul este întruparea lui Iisus Hristos. Domnul Iisus s-a făcut om. Întruparea lui ne motivează să ne uităm la seminii noștri cu drag, să cultivăm relații guvernate de iubire, să ne facem bine unii altora, să ne uităm cu admirație unii la ceilalți, să ne prețuim unii pe ceilalți, să ne ajutăm unii pe ceilalți, să închegăm în legăturile noastre de părtășie și de prietenie și de familie chipul lui Hristos. Domnul Iisus s-a făcut om. Acesta este mesajul. Iar acest mesaj ne umple de bucurie, ne umple de speranță. A venit la ei săi. Vă rog să observați că acest la ei săi mai sublinează ceva. Dumnezeu se găsește în legământ cu lumea. Ne recunoaște ca fiind ai săi. N-a abandonat omenirea. Nu i-a întors spatele. Din cauza păcatelor pe care noi oamenii le-am săvârșit, prin ele am provocat mânia lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu. Dar iubirea sa cea mare față de noi a născut în inima lui Dumnezeu o soluție la care nimeni nu s-ar fi putut gândi. Nu s-a cerut nouă oamenilor să ne facem de pe pământ o scară pe care să o înălțăm până la cer și pe ea să urcăm cât putem, cum putem, ca să ne salvăm sufletele. Nu! Ci dimpotrivă, de acolo, de la Dumnezeu din cer, s-a coborât o scară. Salvarea a inițiat-o Dumnezeu. Legătura lui de legământ cu omenirea, cu lumea, a fost păstrată și subliniată masiv și convingător prin actul întrupării lui Iisus Hristos. Așadar, Dumnezeu poate fi cunoscut, Dumnezeu se găsește în legământ cu lumea. Astea sunt cele două particularități puse până acum ale mesajului întrupării lui Iisus. Când zici, Iisus a născut, spui prin vorba aceasta, Dumnezeu este aproape și este în legământ cu lumea. Binecuvântat să fie în numele Lui. Vă rog să observăm, în al treilea rând, aspectul tragic al întrupării. Ceva care tulbură, creează disconfort. Ceva ce te pune pe gânduri. Ceva în care, Doamne ferește, să te regăsești. Dar și asta trebuie subliniată. Iată ce este scris tot în versetul 11, acest text.
a venit la Isai și a Isai, vă rog să citim, nu l-au primit. Gândește-te la asta. Creatorul, făcătorul cerului și al pământului, iubitorul de oameni, și-a trimis în lume Fiul să facă bine acestei omeniri căzute în păcat. Să facă bine ție și mie. Și constatarea e că ai săi nu l-au primit. E trist. În același timp e provocator, în același timp ridică întrebări. Nu se poate în fața acestei constatări, ai săi nu l-au primit, să-ți refuzi întrebarea, oare tu l-ai primit? Pentru că următorul verset spune, dar tuturor celor ce l-au primit. Iată că între acești mulți pentru care Domnul Iisus a venit și pe care îi recunoaște ca fiind ai săi, pentru care s-a întrupat și pentru care se dă, pentru care a murit, pentru a căror salvare a pătimit, el l-au respins. Și totuși sunt unii care l-au primit, nu-s puțini, tuturor celor ce l-au primit. Sunt mulți care l-au primit. Drept e că sunt mai mulți care l-au respins. Întrebarea care se pune e dumneata din care număr faci parte. Latura tragică a întrupării lui Iisus este că unii oameni au decis să-L respingă. Gestul lui Dumnezeu, iubirea supremă arătată de Domnul Iisus, n-a convins. Starea aceasta e menită să ne trezească și nouă în suflet întrebări. Oare de ce oamenii îl resping pe Iisus? Și dacă ar fi să te gândești la această întrebare în dreptul tău, oare de ce l-ai respinge? Oare de ce l-ai lăsa în afara existenței sufletului tău? Oare de ce ai trăi zi după zi fără să te gândești la el, fără să-i asculți cuvântul, fără să-i urmezi calea, fără să-i aduci rugăciunea, fără să-l iubești? Oare de ce? Nu voi să te întreb, au trecut repede zilele acestui an, ai trăit cu Domnul Iisus? Ce reprezintă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru inima ta? Oamenii îl resping pentru că Domnul Iisus cere o schimbare a priorităților. Domnul Iisus nu poate fi adăugat la existența noastră ca un bun oarecare, ca o idee, ca un concept, ca un adaus. Nu, când Iisus Hristos vine, El reașează prioritățile. El cere schimbarea obiceiurilor. El cere o curățire personală, o schimbare morală, o transformare a vieții, o noire a trăirii. Cere o schimbare de direcție. El pune în față o cale nouă, ți se cere să te încrezi în El din toată inima și să-L urmezi trăind după învățăturile Lui. Însăși esența venirii lui Iisus creează răspunsul și refuzul. Marea problemă, oameni buni, e determinată de faptul că iubim trăirea în păcat. Aici ar fi cheia. Așa găsim scris în multe alte locuri în Scriptură. Oamenii l-au respins pentru că au iubit mai mult trăirea în nelegiuire, trăirea în păcat. Așa se explică faptul că pe El care este lumina, pe El care este viața, oamenii au ales să-L respingă, deși a venit la Isai. Ne găsim în preajma sărbătorii nașterii Domnului Iisus. Oare cum ar fi potrivit să sărbătorim Crăciunul acestui an? Cu siguranță că întrebarea aceasta v-a frământat și v-a pus pe mulți dintre dumneavoastră la treabă. Ați făcut rezervări, cine știe la ce restaurant sau la ce pensiune. V-ați pus cu atenție deoparte banii pe care v-ați gândit cum să-i cheltuiți. Ați pregătit cu multă atenție și meticulozitate surprize plăcute celor dragi dumneavoastră.
ați organizat din vreme multe lucruri și abia așteptați să le împliniți. Dar lasă-mă să te întreb, cu Domnul Iisus cum stai? Pentru Domnul Iisus ce ai? El este esența, El e cel însemnat, ziua Lui e, nu a ta. El s-a întrupat, e ziua Lui. Ce ai de ziua Lui? El nu a venit să ne fie povară, El a venit să ne ia povara. El a venit să ne facă bine, nu să-i facem noi bine. Noi avem nevoie de El. Dumnezeu este accesibil, Dumnezeu se revelează, e în legământ cu lumea. Unii oameni îl resping, alții îl primesc. Unde te găsești? Haideți să ne uităm acum la cum ar trebui oare să-L primim pe Domnul Iisus în sufletele noastre. Ne întoarcem la Evanghelia citită, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 11, versetul 12, în mod deosebit versetul 12. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Tuturor celor ce L-au primit, ce înseamnă oare să îl primești pe Domnul Iisus? Cuvântul ne arată că a-L primi înseamnă să crezi în numele Lui. Dar aș dori să subliniez faptul că Domnul Iisus, prin însuși actul primirii sale, face o separare. Nu mai poți să rămâi același om. Primirea lui Iisus Hristos nu este ceva pasiv, ci este ceva profund activ. Forma verbului a primi nu e la pasiv, adică El vine și tu primești. Tu stai în casă, El bate la ușă, intenția este să intre în casă și cum se cade dinăuntru, îi deschizi ușa ca să-i faci în casă loc. El face acțiunea și tu o primești. Nu e așa în înțelesul acestui cuvânt. A-L primi este ceva activ, ceva ce pornește din revelația Lui și stârnește răspunsul tău. Iar acest răspuns se cere să fie unul activ, insistent, care îți implică întreaga voință, inimă, trăire, simțăminte. Nu e ceva ce se întâmplă fără să fie cucerită voința, mintea, înțelegerea, dat acordul. A-L primi pe Iisus Hristos nu este o simplă acceptare, ci este efectiv o căutare a Lui cu înfocare, cu dăruire, cu pasiune. Nu-L poți găsi dacă nu-L dorești cu tot sufletul. A-L primi pe Iisus Hristos implică acțiune hotărâtă, fermă. Nu e ceva pasiv, static. Da, sunt de acord. Cum ți-ar zice cineva, crezi și tu să zici da. Sau, cum au zis unul, mai pasiv, în loc de da, hotărât, azi, Păi nu-i ștersul ăsta, acest acord șters. Nici un cuvânt în stare să-l zici, nu-l zici. Dai din cap. A-L primi pe Iisus nu implică asta. A-L primi pe Iisus nu se rezumă la acest acord, accept, pasiv. Că genul acesta de accept îl observăm printre noi. A-L primi pe Iisus Hristos implică ceva profund activ, dinamic, plin de viață și de forță. Este implicată mintea, voința, simțămintele, întreaga ființă este implicată. Să ne uităm la câteva locuri din Scriptură care ilustrează ce înseamnă să-L primești pe Hristos. Evanghelia după Luca, 13, versetul 23 și versetul 24. Iată ce găsim scris în această Scriptură. 13, 23 și 24. Contextul ne spune că Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Cineva din mulțime i-a zis, Doamne,
Oare puțini sunt cei care sunt pe calea mântuirii? Întrebarea ar fi cam așa: Doamne, oare câți sunt cei care te-au primit? Oare puțini sunt pe calea mântuirii? El le-a răspuns: nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strântă. Uitați-vă, vă rog, la acest cuvânt, nevoiți-vă. Preocupați-vă, insistați, angajați-vă întreaga ființă, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci, vă spun, mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Există un prilej bun, o oportunitate, un moment favorabil. Și socot că seara aceasta este un prilej grozav de bun. Câți sunt, Doamne, pe calea mântuirii? Mulți sunt pe calea mântuirii. Doamne, puțini sunt pe calea mântuirii. Cât sunt? Răspunsul lui Iisus este: nu trebuie să te intereseze cât sunt pe calea mântuirii, mulți sau puțini, ci trebuie să te intereseze să fii tu pe calea mântuirii. Asta e răspunsul lui Iisus. Nevoiți-vă să intrați. La ce te ajută să fie mulți? La ce te ajută să fie puțini? La ce te ajută să afli răspunsul câți, dacă dumneata nu ești acolo? Observați cum Iisus, chiar prin această vorbă, nevoiți-vă, străduiți-vă. Asta ar fi intenția. Străduiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Să ne uităm și la Matei 11, versetul 12, un alt loc în care este subliniată aceeași idee. Cuvântul Domnului în locul acesta spune așa: din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Iată cum se primește mântuirea, iată cum e primit Domnul Iisus. Împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. E vorba aici de asalt. E chiar o idee care implică agresivitate, o acțiune fermă. Cei ce dau năvală, cei ce iau cu asalt, cei ce dau iureș, pun mâna pe ea. A-L primi pe Iisus Hristos nu e să-L adaugi la ceva, nu e să dai din cap aprobând că și El e în regulă, că L-ai putea adăuga altora pe care le ai. Nu tu trebuie să-ți faci milă de El, El își face milă de dumneata. Și dacă dorești să ajungi în împărăția sa, dă năvală. Focțiune fermă. Deschide sufletul, preocupă-te să dai răspuns. Să ne uităm și la alt verset. Luca 16, versetul 16. Din nou, această idee a acțiunii ferme, agresive, chiar e implicată. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. Adică inițiază o acțiune, o căutare, e preocupat să-i se întâmple ceva. A aflat că Iisus Hristos a venit, că Dumnezeu este în legământ cu lumea, că poate exista o relație cu Dumnezeu, că îl poți cunoaște pe Dumnezeu, că poți avea pace în suflet, bucurie în inima ta, că poți fi salvat și mântuit. Și acum, ca toate aceste promisiuni ale lui Dumnezeu să se realizeze, să cere să-L primești. Să faci ceva ferm. Să te întorci la El cu tot sufletul tău, cu toată pasiunea ta, cu toată inima ta, cu toată râvna ta. Iată cum vorbește Pavel despre sine, descriindu-ne felul în care a înțeles el să câștige împărăția lui Dumnezeu și să facă parte din această împărăție. Epistola către Filipeni, capitolul 3, versetul 10 până la versetul 14. Citim. Pavel vorbește despre sine. Apostolul Pavel, Filipeni 3, versetul 10. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinților Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Și apoi versetul 12.
Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Observați acțiunea fermă, căutarea plină de pasiune, dorința înfocată a sufletului, ca în fața răspunsului am fost apucat să apuc și eu. Aceste cuvinte se găsesc în versetul 12. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucând eu am fost apucat de Hristos Iisus. Hai să rămânem la aceste vorbe, mergând în sufletele și în gândurile noastre la întrebarea: cum ai răspuns tu față de Domnul Iisus? Apostolul Pavel spune aici așa: căutând să-L apuc. De ce? Întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. N-am venit noi în seara aceasta pentru că ne-am gândit numai noi la seara aceasta. Este adevărat, alegerea ne-a aparținut. Am fi putut să spunem: nu vin. Dar ai venit. Ține minte că seara aceasta este inițiată și gândită de Domnul Dumnezeu. Ca de altfel, fiecare prilej în care intri în contact cu adevărurile despre Domnul Iisus Hristos. Eu am fost apucat de Hristos, a spus Pavel. Și acum, reținând că El a venit, reținând că e deschis, revelația este posibilă, mântuirea este posibilă, darul lui Dumnezeu s-a făcut, am decis să-L apuc și eu, să-L primesc. Ce vei face? Suntem chemați să ne angajăm pe drumul credinței active, suntem chemați să ne întoarcem de la viața trăită în păcat, suntem chemați să-L recunoaștem pe Iisus Hristos ca Salvator al nostru, ca Domn al nostru, suntem chemați să acceptăm chemarea lui Dumnezeu, chemarea la pocăință, suntem chemați să luăm decizia să intrăm în legământ cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a apucat pe noi, a venit la noi, s-a întrupat, a subliniat că păstrează legământul, nu ne tăgăduiește, nu ne leapădă, ci dimpotrivă ne este favorabil. Și acum, revelându-ne suprema Lui iubire, ni se cere ca răspunsul să fie pe măsură. Să-L apucăm și noi. Cred că acesta este răspunsul la care suntem chemați. Slujba din seara aceasta se va încheia în curând. Când ne vom duce spre casele noastre, cu siguranță că vom fi luat în inimile noastre, că răspunsul luat în inimile noastre va fi evident. Unul dintre trimișii Romei a fost acolo un moment de conflict între Roma și Israel. Țara fusese cumva sub influența Imperiului Roman, a intrat sub administrația Imperiului Roman. Dar acolo, într-un moment de cumpănă, Irod Epifanes nu prea voia să dea răspuns cum ar fi trebuit să dea răspuns Romei. Tribunul, însărcinat cu negocierile, era o mână de fier îmbrăcată într-o mănușă de catifia, cam așa s-au purtat romanii atunci cu evreii. Dar la discuții, la negocieri, s-a cerut un răspuns. Irod amâna să dea un răspuns. Tribunul a luat o suliță a unuia dintre gardieni, dintre paj, și cu sulița aceea, pe pământ, în jurul lui Irod, a făcut un cerc, să zice, o tradiție. Și a spus împăratului: din cerc o să ieși afară, răspunzând întrebării noastre clar, da sau nu. Ca așa, ca politicienii din toate veacurile, încerca să fie da, nu, nu, da, să fie oricum, da, numai cum îi place el și cum nu place Romei, cum îi place lui. Tribunul a cerut răspuns ferm. Din cerc ieși afară spunând clar
da sau nu. Frații mei, stimați oaspeți, în seara aceasta cumva în jurul nostru, aceste sărbători, în jurul nostru, se face un asemenea cerc. Trebuie să dai un răspuns. Trebuie să iei o decizie. Unii dintre dumneavoastră, în acest an, ați încheiat legământ cu Dumnezeu, botezându-vă în apă. Alții doar v-ați gândit că o să vă botezați. Și pe la începutul anului erați plini de încredere că veți face acest lucru în acest an. Și uite că nu l-ați făcut. Ce veți face mai departe? Dumnezeu este favorabil și ne cheamă la pocăință. Voia Lui este să intrăm în poporul Lui și să încheiem legământ cu El. Ce vei face? Alții dintre noi ne găsim față în față cu niște situații și stări în dreptul cărora am vrea schimbare. Poate fi o legătură păcătoasă în viața ta. Un obicei rău care ți apasă conștiința și despre care ai zis de atâtea ori, acum ai ultima dată și apoi mă îndrept. Și totuși, acel ultima dată încă n-a venit. Nu ai vrea în seara aceasta să-ți aduci viața în fața Domnului Iisus Hristos și să spui, Doamne, ajută-mă Tu! Vreau să încep cu Tine. Sufletul meu să-ți aparțină, să te urmezi și să te slujesc cu toată ființa mea. Mesajul întrupării lui Iisus implică aceste patru coordonate. A venit, Dumnezeu este accesibil. La ai săi, Dumnezeu este în legământ cu lumea. Ai săi nu l-au primit. E latura tragică a acestui mesaj și Scriptura ne lasă să-l știm. Însă tuturor celor ce l-au primit, acei puțini sau mulți, între care trebuie să te regăsești, l-au primit. Și vă chem în seara aceasta să facem parte dintre ei. Peste o săptămână ne vom găsi în ajunul Crăciunului, vom sărbători lunea care va urma, nașterea Domnului Iisus, dar vă îndemn chiar din seara aceasta să-L primim în inimile noastre și în sufletele noastre. Și mai mult decât pregătirile legate de părtășiile, sărbătorile, mesele noastre, drumurile și întâlnirile noastre, să ne preocupe părtășia noastră cu Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos. Abia apoi, celelalte vor fi sărbătorite creștinește. Dumnezeu să fie cu noi. Haideți să ne ridicăm în picioare, să intrăm într-o rugăciune, când rugăciunea noastră se va încheia, corul va cânta pentru slava lui Dumnezeu.